Da, să strângi roada. Scărțile de strâns roada, vezi? Degetul. Ăsta e arătător, cred că, nu știu cum se numește. Vizionare, pat, tarot. Să strângi roada e să vizualizezi. Tu vizualizezi, visezi și în același timp strângi roada. Tu când, știi, vine toamna, timpul roadei, te gândim. Omul când sădește primăvara, deja vizualizează. Aici o să pun ceapă, aici o să pun sfeclă, aici o să pun asta, mut strugurie, că... Deja în gândul său a strâns roada. Asta înseamnă, știi? Și se suprapune divin, îi se dă voie să gândească și să viseze. Da? Țăranul de la țară, frumos, înțelepciunea pământului, primul vizionar, da, poftim. Și deja strânge off și on, pornește, oprește, seamănă, da? Și strânge roada totodată. Că e în viitor, că e înapoi în viitor, da? Și perpetuum mobile și se întoarce și se învârte și de fiecare dată face asta, strânge roada. Da? Strânge roada. Am mai zis, ăsta e de vindecare, ăsta e de a strânge roada, ăsta e de penetrare a spațiului, ăsta e inelarul, da? Îl vindeci cu ăsta, îți vindeci inelarul. E vorba de familie, de căsătorie, de, da? Și stai așa cu degețelele. Și astea sunt povestea, da? Și îți vindeci povestea, vindeci soarta. Da? Cu degețelul ăsta care vindecă, ăsta e. Da? Așa. Și faci mudrele, faci, le stai cât vrei. Ce te deranjează? E un fel de... Poți să le stai pe toate, dar important e unde ți e... Da, uite, asta mi-ai răspuns. Relațiile cu familia, relațiile în cuplu, relațiile în, da? În media și așa mai departe. Da? Și stai așa. Stai așa și până simți. Nimic. Știi? Ok. Acum, când zici, cineva zicea, bună dimineața la cafea, când cineva zicea, zice și îmi place, chiar îți scrii tot păsul, îți scrii ce-ți place, ce nu-ți place, ce-ți convine, ce nu-ți convine, te dai cu părerea. Am auzit ce ai spus. Păi s-a dat cineva cu părerea și l-ai dat de toți, ai dat-o de toți pereții și a dispărut de pe mapamont. Nu știu ce a fost în capul meu, nu știu ce a fost în capul ei sau a lui, în ce energie ne scaldam, înseamnă că divin a trebuit să fim rupți, știi? Și așa. Bun, nu contează. Da, și cineva a scris, eu zic ceva și tot timpul... Să vedem, să vedem, să vedem. Stai așa, că să vedem și eu așa credeam înapoi în viitor. Să vede, să văd. Asta să văd. Asta acum îmi pregătesc și o să văd. Ai văzut, ai făcut, ai avut. Trebuie să înțelegi. Acolo, acolo ești. Eu până am înțeles și eu așa. Ca și tine. Da. Stai așa. Ai înțeles azi ceva? Ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut? Ai simțit sau n-ai simțit? Înapoi în viitor te scalzi în energiile căsătoriei tale cu 30 de ani. Asta înseamnă când am zis m-am căsătorit, când am scris eu. Da? M-am căsătorit. Eu m-am căsătorit înapoi în viitor. Am cleruit ceva curățat acum și înapoi în viitor, cum zic eu, în viața mea trecută, dar înapoi în viitor, cu 20 de ani, să zicem, m-am măritat, da? Așa zic. Pentru că am vindecat azi ceva, că de-aia eram bulversată atunci cândva, eu țin minte. Dar de ce? Da? Merit? Da? Știi? Aveam întrebările astea, le aveam. Pentru că nu aveam timp de familie, nu aveam timp de doar de job, de... Da. Și înapoi în viitor s-a vindecat și s-a întâmplat. Și despre asta e. Un fel de... Nu se vedem. Am văzut. Un fel de...
Acum suntem cu 20 de ani, acum suntem, azi suntem în 2 iulie, nu contează că cineva te ghidează sau face mișto de tine, tu din toate astea trebuie să aduni și să-ți alegi ce-ți place. Un fel de să-mi bat joc de ea, de el, să-i trimit înapoi în viitor și să nu mai iasă de acolo, neva, da? Și magul adevărat ce face? A, am ajuns înapoi în viitor, da? În trecut, un fel de, am ajuns în trecut. Shit. Care m-a aruncat în trecut? Să-i se întoarcă, să-i... Nu, mulțumesc. Am ajuns acolo, vindec. Și înțelegând una alta, am vindecat și în azi, în clipa asta, mi-e deschis drumul. Nu mai trebuie să vindec nimic. Înapoi, în viitor, n-am avut grija asta. Ei, acum mă întorc, simt. Ce simți? Cum a fost? A fost minunat. Acum a fost zăzabâză, săritură cuantică, te-ai trezit brusc, n-ai avut timp să apreciezi, nu că n-ai apreciat, că ai apreciat, adu-ți aminte, ai apreciat și familia, ai apreciat și vacanțele minunate, ai apreciat și jobul, la un moment dat nu mai puteai și ai plecat, aia e altă treabă, da? N-ai avut timp să apreciezi. Ei, acum ai tot timpul înapoi în viitor și te scalzi în energii, în energiile vindecate, un fel de, știi? Sau programele ținute în lumină și dizolvate. Nu mai sunt. În fel de ți-ai deschis înapoi în viitor, ți-ai deschis drumurile și înapoi în viitor ai sărit pe drumul ăsta pe care ești acum. Un fel de, poate că nici nu te-ai căsătorit. Știi ce zic? Poate că nici, cine știe în ce scenariu ai sărit. Ai să vezi pe parcurs. Acum e să vedem. Da, da, da. Ai dreptate. Ai dreptate și tu. Să vedem. Da, copacul neamului are grijă. Ține drumurile deschise. Da? Patru drumuri deschise, e un fel de cruce. Da? Crucea care stă așa și se desface. Și patru drumuri înseamnă patru colțuri. În cele patru colțuri a pământului. Se desface cum... Da? Frumos. Vezi cu degetul arătător arăt. E strâng roada a înțelesului din mine. Da? A conștientizării. Da, acum vindecă într-o viteză nebună, sub aici, în dreapta, da. Cineva zicea, are ceva pe spate și nici nu știe și nici nu îi se, așa îi trebuie, că are ceva, cineva simte. Undeva mă uitam eu pe YouTube, cineva citea. Nu întotdeauna e aiurea ce simți în organism, pe organism, da? Se deschide, când se da, a ieșit din războiul magic. Când a ieșit, tu ai hotărât. Tu ai hotărât că ai ieșit. Te mai întorci și mai simți energiile și mai clirui, aia e partea a doua. Uite, s-a și liniștit. Când ai făcut spațiu, da? În corpul tău se transformă. Aici se simte ceva, acolo. Aici doare, aici deranjează, aici te desfaci. Nu te mai doare nimic, gata. E cumva sub anestezie, da, divină. Nu mai ai nicio treabă. Așa. Referitor la de ce lumea în jur deja face focus, să zicem, și tu în căsuța ta te simți foarte bine. E micuț, e atât cât îți trebuie, e călduț, nu ai treabă, stânga-dreapta auzi, vezi fumăraie în sat, știi? Lumea încearcă să-și destupe hornurile sau cum se zice, da? Și să facă focus și să, da? Foarte bine. Tu de ce te simți ok și la tine sunt 22 de grade, 20, mai jos nu coboară și lumea îngheață de frig și tu intri la cineva în casă și zici în vecin, da? La vecin vii și zici, oh my God, ce rece la tine! Și vii în căsuța ta și e plăcut. Am mai zis, geamurile de la ușă, de la geamuri, da? Trag energia, cum sunt lămpile solare, așa se hrănește căsuța cu lumină și cu căldură. Căsuța are nevoie de căldură, de aia e căsuță. Da? Te îmbie, e da? Ca un șal, am mai zis, să te învelească, să te țină în brațe. Și tu, hotărăște-te, tu vrei zăpadă, vrei frigul ăla de demult, cu zăpadă, cu nu știu ce. Sigur vrei asta? Sau vrei căldură în casă? Și atunci pământul îți dă căldura care s-a adunat peste vară. Pământul e cald, adu-ți aminte, iarba e verde,
Da? Și sub zăpadă e iarba verde. Dom'le, cum așa posibil? Cum e posibil așa? Vorbește românește. Cum e posibil așa ceva? Da. De? Un pic de zăpadă, dar mai multă căldură să fie, da? În căldură sufletească, da. În căsuță să se adune, să vii la călduț, să nu mai ai grijă focului, să nu mai ai, da? De-aia căsuțele veche să au și alea noi se construiesc după designul căsuțelor vechi. Da, m-au zis ce ai zis, nu neapărat din ce, cărămidă sau văiugă sau... ca și design, ca și design, un fel de labirint, intri pe ușă și intri într-un labirintuț, da? Aici bucătărie, acolo holo, aici living-ul, acolo baia, acolo, da? În sensul ăsta, ține căldura de secole. Așa ceva, labirintul căsuței ține căldura, nu din ce e construit, știi? Ok. Asta ziceam, gândește-te de ce ai nevoie. De-aia zăpada-i dată peste cap. Lumea a ales, nu vorbind, simțind, nici gândind măcar. Oh, ce frig, ce frig. Și cald, de bine, da. Și energetic, la nivel ADN și așa mai departe, se reglează corpul după căsuță, căsuța după corp, un fel de... Da? Și uite, ai echilibru între... dinăuntru tău în afară, dar de aia ziceam, doar atât. Da? Nu ai grijă a nimic mai mult și tu faci diferența. Și la tine e plăcut. E plăcut până, da? Și ajunge să pui la încălzit căsuța sau să faci focul o lună, aia care e cea mai, să zicem, sau când e Crăciunul, când e Revelionul, să pâlpăi acolo în sobiță, focul, sau să simți căldura. Nu contează care, cum, cu ce încălzește. Poate să fie și aer condiționat, poate să fie și din alea zi, cu ulei și cu... Da? Că dacă ție îți place, se reglează și nu e costul foarte mare. Se proiectează de ce ai nevoie. Tu le încerci pe toate câte un pic la început. Nu fii hapsând, știi? Să vezi ce-ți place și ce-ți mai mult îți... Da? Ce-ți face cu ochiul. Da, da, da. Da, ai răsturnat? Acum ce? Așa, 4 de băte care erau înfipte în inimioară. Le-ai răsturnat. Da? Și le-ai trimis înapoi, oriunde, de unde au fi venit. Da, faci spațiu, accepti. Nu uita, magul ține și sub pământul și pământul și pe pământul, știi? Le ține. Nu e frică de nimic, un fel de... Cum să-ți fie frică dacă e a tău, e proiecția din tine, e ca și cum organismul tău, cum să-ți fie frică? Dom'le, e alcătuit din zăza-băza, din astea, să zicem, da? Organismul e alcătuit la magie altfel decât la simplu muritor. Copiii sunt altfel, da? Magul negru, ce copii are? Gândește-te. Bestiuțele, normal. Magul devine bestiuță însăși, demon, demonologie, da? Să citim pe Google, să intrăm, să citim ce înseamnă. Și ce copii face? Demonuț, bestiuță. Magul alb e în partea cealaltă. Ce copii face? Să zicem, că și ăla e înger căzut și ăsta e înger, da? Îngeraș face. Fiecare cum, da? Și acum, ești mâna dreaptă, mâna stângă. Mâna dreaptă e... magul alb, mâna stângă e magul negru. Nu știu de ce acum așa îmi răspunde. Da? Și invers poate fi. Da? Și în tine s-au împletit puterele a doi magi. Astea înseamnă noi doi. Astea înseamnă two of cups, două cupe pline. Eu când povestesc, vine informația direct, nu neapărat să mă mai uit în cărți. Da. Asta zic când ai răsturnat justiția care venea spre tine ca și cum cineva vroia să facă, să-și încerce puterile în deale justiției, dar
Nu pe el, pe ea. Pe tine încerci puterile, nu pe cineva concret. Faci justiție pe tine. Zici, domnule, intru în ascheză, ascheză. Nu-mi dau voie aia, nu-mi dau voie aia, nu fac aia, nu fac aia. Da? Și stau în călugăr mod. Da? Tu îți faci justiția tu cu tine și în spațiu se proiectează justiția adevărată. Și răstorni justiția, justiția, vezi? Justice. O răstorni care venea nu știu de unde, nu știu a cui, nu știu ce. Poate că e și din proiecția ta, idee nu ai, da? Și astea zicând, ai răsturnat diavolul, da? Ai răsturnat diavolul care te deranja și, uite, ai răsturnat cuiva 8 de bănuți. Înseamnă, asta ce înseamnă? Au venit la tine cei 8 de bănuți. E? Da, e frumos, e interesant. Asta zic, hotărăște-te ce-ți place. Să vezi zăpada cum fulguiește sau să fie cald în casă. E acolo, e. După ce te clarifici, îți dă, poate că îți dă un pic și, că îți place și. Dar mai mult de ce ai nevoie? Un fel de primordial, un fel de survivor mod. Știi? De supraviețuire. Primul lucru, ce e de supraviețuire? Îmi place să văd zăpada, să fie, uite, gerul, zăpada nu mai e ca în alți ani, când eram în copilărie și nu spui asta. Când nu ai ce mânca și ți-e frig și nu ai unde dormi, ce spui primul lucru? Să fie cald! Primul lucru ce era? Să fie cald! Ei, să fie cald! Pornim, da. Să fie cald! Să fie cald! Înăuntru tău să-ți fie călduț, da? Când e ger mare și limba e rece în gură, limba ți îngheață, adu-ți aminte. Să fie cald, să fie cald, da? Și în afară, cât ești tu, să fie călduț. În rest, să se aranjeze cum ar trebui să fie, da? Da. Intervenție divină. Bănuțială. Da? Numai stele să vezi. Numai stele. Stele. Știi? În sensul cel mai frumos. Da, e super. Da. The Higher Priest. Preoteasă să devină și cu asta ai zis totul. De fiecare dată de dimineață până seara tu știi cine ești. Tu știi și îți spui, sunt aia, sunt ăla. Și comportamentul se programează așa. Și ți-e mai ușor să, da, de dimineață te-ai trezit și, domnule, sunt în genunchi, în fața, nu știu, la cel mare teaț, câmpul energetic, da? Bine, glumim. A, glumești, da. Îmi spunea maica mea, fiecare glumă e o picătură de glumă. Da. Două de cupe, vezi, am zis mai devreme, two of cups, două de cupe, asta înseamnă. Cupele pline, o cupă divină e a ta și o cupă divină e tot a ta, e umbra ta. Tu ții cupa divină și umbra ta ține cupa divină, spațiu. Da. Și e un fel de, e ceasul ăla, tu cu tine, da? Ești ceasul. Care dai înapoi sau înainte astea zi, care arată ora, acum nu-mi scap. Și când nu vezi umbra? Așa, mi-ai răspuns, am auzit ce ai zis. Când o să fie primăvara mai repede? Când ursul și-a văzut umbra, ce se întâmplă? Când ursul nu și-a văzut umbra, ce se întâmplă? Da, ai răspunsurile, ai văzut ce frumos. Cine e înțeleptul înțeleaptă? Ai de noi. Cine e ca tine? Ce vorbești? Ce vorbești? Nu mă lasă să zic. Vezi imediat. Și lumea toată, lumea toată e ochi și urechi la tine. Care e la tine? Că nu văd pe nimeni, n-aud pe nimeni. Nu e despre asta. Nu trebuie să vezi pe nimeni. Tocmai e ochi și urechi la tine. Când apari tu în lume, pârtie se face. Un fel de genunchi în fața lui Evanghel Mare. Acum, da? Pârte-i că vin. Nimeni nu e. Da? Oh my God. Nu e de frică, e de respect.
ți se face spațiu, tu ești atât de multă, că ți se face spațiu în lume. Păi mi-a luat divin, mi-a luat din fața mea. M-au rupt de nu știu cine, de familie, de prieteni, de... Nu te-a rupt nimeni. S-au dat ei la o parte, toți. Păi cum s-au dat? Că nici nu vorbesc cu mine. Tu așa vezi, divin, e atâta respect în nu vorbi și în... Și mai fac și glume, că eu îi aud de... Nu, e din tine, sunt niște proiecții care sunt distorsionate câteodată și care ai nevoie să le mai vindeci. Din când în când, da? Te întorci în ceva, înapoi în viitor, în mijloc ești, în prezent, în trecut, în viitor, toate sunt împreună și pâlpâie, da? Și zici așa, ai acolo, ai acolo. Da, da, da. Cum te simți? Minunat, da? Din când în când mai simți ceva ce n-ai simțit cu 3 ani în urmă, da? La un moment dat nu te ascultă, dai din nou, e un tic, nu e al tău. Gura, acum am simțit, vorbeam și era cumva, avea, da? Sau în colțul gurii se adună, când vorbești mult, se adună salivă. Tu niciodată nu ți se aduna saliva. Acuie să se ducă acolo de unde ai venit. Punct, spațiu. Înțelegi? Nu sale tale. Sau câmpului tău energetic care își are rostul, locul său. Orice ți se întâmplă. De ce nu ai nevoie? E alt cuiva. Spațiu. Întâi faci. Ok, e al meu, că e câmpul meu energetic, îți accepți ca o mamă bună, ca un tată bun, fetele, băieții, cu cine rezonă, câmpul energetic, cu tot, cu ce e bun, ce e rău, ce credeai tu cum e, da? Închizi ochișorii, spațiu faci. Da, te-a dus direct în copilărie și te dai cu sanii acum, nu știu de ce, zăpadă, obrăjorii roșii, fierbinți, da? Adu-ți aminte. Mâinile fierbinți erau în mănuși, nu înghețate, culme, făcea un schimb energetic, mănușa era udă, adu-ți aminte. Și nu mai simțeai degețelele vreau să zic. Și erau fierbinți, erai divin, ajutată, ținută în brațe. Da, acolo ești. Ai, ce frumos. Da. 3 de cupe, uite, e gata, fața o față și 2 fețe în stânga, în dreapta, da? Are grija ta, da? Nu îndrăznește nimeni nici să, da? S-a trezit un mag, nu știu, nici să plouă, nu îndrăznește în câmpul tău energetic, știi? Cum era norișorul și ploua nu știu unde, adu-ți aminte, sau ploua numai la tine, da? Sau peste tot e soare și tu îți iei norul și când te plimbi, norul e după tine, se plimbă. Un mag, unul nu îndrăznește să ningă sau să plouă pe tărâmul tău. Pentru că tu alegi să-ți fie cald în casă. Punct, spațiu. Înțelegi cum merge? Sau îți alegi și. Îți faci un echilibru. Da. Te scalzi în energiile superbe. A dragostei, a îndrăgostiților, a zic cum vreau să mă uit mai aproape de... Ce vrei? Regele de băi te-a apărut. Ce vrei? Da, uite. Fel de cățelul e, dar cățelul e gen leopard, gen de cum arată. Vezi? Dacă ar fi fără urechiușe și ar fi numai ce e aici. Știi? Cum arată. Sper. Dai că vedem ce vrea. Da, vreau să văd. The Lovers. E pandativ. E dragostea care te apără. Tu așa. Asta e scutul tău energetic. Dragostea. Dar vezi inima cui? Inima cum? Inima ce culoare are? O vezi? Un alb-negru. Înțelegi? Culme, dragostea și inima e din partea ta a lumii întunecată. Pentru că sunt emoțiile, pentru că sunt proiecțiile, pentru că sunt, da? Tu înăuntru tău, ca mag alb, tu nu ai nicio emoție, nu ai nimic. Tu ești, da? Sfânt. Și aici vine peste partea întunecată a ta.
și îți dăruiește inima, îți dăruiește să simți. Ce înseamnă dragoste? Să te doară. Da? Ai acceptat-o, ți-ai dorit, ai simțit-o. Ți-a făcut praștie, vraiște, zic cum vrei. Numai găuri ți-a făcut inima. Da? Ți-ai dorit să simți ce înseamnă dragoste adevărată. E din partea ta întunecată. Până n-ai acceptat partea ta întunecată, n-ai primit. Domnule, nu simt, nu simt nimic. Nu, da. Ai simțit. Ok. Ce vroia regele de băte. Da. Vrea 7 de bănuți. Da. Copacul neamului 4 de bănuți și încă 3. 4 de bănuți înseamnă 4 drumuri deschise și toată viața a trăit în triunghi. Asta l-a făcut fericit și puternic. Asta, da? Și ce-i răspuns tu? Nu, dragule, nu. Din rege de bâte rămâi doar cu 2 de bâte. Doar cu 2. E stânga-dreapta, un fel de 2 de cuțite cum era. Nu știe nici ce face stânga, nici ce face dreapta. N-ai cum da. Moartea dă târcoale, un fel de... Îl învață minte. Fetele băieții cu cine rezonează? Cu fetele, el din perechea care ai făcut-o, ai avut-o și pentru băieți e prietenul care l-a trădat sau a făcut ce a făcut. Și brusc a apărut și regina de... Nu, împărăteasa. Ce face împărăteasa? E în turn. E în transformare. Da. Da, împărăteasa intră în transformare. Am mai zis, ai să auzi, ai să vezi, dar nu vom vedea, vom auzi. Ai auzit, ai văzut. Înapoi în viitor. Mergi pe stradă și cineva îți zice: vai, ce am avut. Vai, anul trecut, ce am făcut. Ce ai făcut, da? Înțeles. Nu neapărat e omul cu tare. Sunt energiile care îți răspund despre ceva. Nu neapărat e, a, tu ești, nu. Tu ești Mircea, da, împărate, da, nu. E în transformare. Ce înseamnă transformare? Ia uite aici, e un turn care, da? Și urcă ceva, o divanie acolo, nim, să te mănânc. Prin ce ai trecut tu? Nici mai mult, nici mai puțin spațiu. Buze, da, eu așa le văd. Nu se duce încolo, da, cumva așa. În gura lumii intră, cum te-a băgat pe tine, știi? Mai am? 27, nu, ce mult am vorbit. Da, cum am zis mai devreme, a intrat în toată gașca care te-a deranjat energetică, dacă are și o formă, a intrat în 2 de cuțite. Idee nu are în stânga, în dreapta, ce se întâmplă, da? În noaptea minții, vezi, numai luna și stelele. E noaptea minții și nu simte cum e mâncat un fel de piranii. Știi? De piranii. Cum nu simțeai nici tu? Erai terminată, da? Nu simțeai. Erai, da? Și credeai că faci bine, că înțelegi, că vezi, până s-a dat la o parte pleazna și... Oh my God, prin ce am trecut, da? Acolo. Moșca, un fel de, da? Peștișorii tăi. Omul credea că are putere în apă, în, da? Peștișorul de aur. Peștișorul de aur, ce înseamnă? E ca și cățelul. Fas! E dat comandă și șmav! Nu mai stai la povești, nu mai... E din tine, e energetic. Uite că îi place. Da? Furnică tot. Pentru că accepti partea ta întunecată. Dar nu accepti să deranjezi lumea. Accept să vindeci, să healui, da? Un fel de ce înseamnă piraniile pentru tine, ca să înțelegi. Când e, cine a fost în vacanță să-și aducă aminte când bagă piciorușele în acuarium și sunt peșteșori care mușcă din pielița care trebuie, știi? Așa se hrănesc ei cu râsuri, un fel de, știi? Și îți face un pic de gâdel acolo. Ceva de genul, da? Se cliruie, se vindecă pământul tău.
înăuntru și din afară. Spate, dar ce povestesc, Doamne, da. Copilul cuiva intră în 5 de cuțite. Cum ți-au băgat copilul tău. Și nu e o glumă. Da. Uite. Vezi? De cupe. Gata? E 30, mă. Ok.